Sănătate, prieteni, câteva teste astăzi, să vedem un pic duritatea, aliajul și tratamentul termic al sculelor Nipex. Ia uitați-vă cât de ușor tăiem un cui, dar foarte bine putem să tăiem și carton sau hârtie, deci nicio interferență pe muchile cuțitului, nu aici unde taie, deci nu sare, nu se întâmplă nimic, foarte, foarte bun. Hai să mergem puțin mai departe. Nipex Cobra, știți că are proprietățile acelea de autofixare și dinți unii împotriva celorlalți și atunci când prinde țeava, mușcă din material și va rămâne acolo, deci o reglăm, haideți să vedeți un pic cum funcționează suportul acesta pentru demonstrații. Odată fixat, la dimensiunea fixată, el nu mai trebuie să strângi tu cu mâna, doar te apeși pe partea superioară. Ia uitați-vă, greutatea unui om suportă mai mult decât. Dar aici e un test, o demonstrație, ca să vedeți un pic forța Nipex, materiale și, spuneam, tratamentul termic a oțelurilor din care sunt făcute. Și asta înseamnă Nipex Cobra. Aici, mai departe, avem un clește, un patent, cum am spune, Lineman, de foarte bun pentru tăiere, pentru prindere și vedeți cu ce ușurință taie oțel. Merge în oțel până la diametru de 3, ia uitați-vă un cui, cât de bine îl taie, cât de ușor. Are dinți pentru prindere hașurați acolo ca să poți să prinzi, să tragi. Nu? Au nevoie electricienii pentru a trage foarte mult cabluri prin pereți. Aici un mixer tizor și câțiva în plus acolo ca să dea o mai bună tragere. Încercăm să tăiem cu un sfic un cui, dar ia uitați-vă cât de ușor merge în cleștele acestea cu pârghe. Foarte, foarte bun pentru orice operațiune. Mai spuneți-mi o altă firmă care poate să facă așa de ușor toate operațiunile acestea și le aștept opțiunile voastre în comentarii, dar cred că Nipex e numărul 1.